Bine v-am regăsit pe canalul meu sau bine v-am găsit dacă sunteți noi pe aici. Astăzi vreau să fac un clip așa mai relaxant și să vă vorbesc puțin despre câteva produse pe care le-am încercat și care mi-au plăcut mult și pe care intenționez să le recumpăr sau pe care le-am recumpărat deja. Cu alte cuvinte, o să fie un fel de clip cu favoritele ultimelor multe luni și sper să vă placă și cu vă plac astfel de clipuri cu favorite și eu nu prea mai făcut în ultima perioadă. Așa că sper să fie pe placul vostru. Și am și o surpriză pentru voi la final, așa că urmăriți clipul până la sfârșit. Acum hai să-i dăm drumul. O să le iau într-o ordine oarecare în funcție de ce îmi vine la mână. Și prima oară am aici această mască. Dacă mă urmăriți, cu siguranță ați mai văzut-o și prin clipurile cu noutăți și prin hauluri. Masca asta, în special asta verde de la Garnier, cu extract de... De ce ai verde ești, nu? Da? Îmi place foarte, foarte mult. Probabil știți, dacă ați mai văzut, este de aceea de tip șervețel și este super imbibată în produs, în primul rând. Și lasă fața hidratată în același timp, dar și revigorată și fresh. Și îmi place foarte, foarte mult efectul pe care îl lasă. Am încercat-o și pe cea roz cu extract de mușețel, dacă nu mă înșel. Dar nu mi-a plăcut atât de mult. V-am și povestit despre ea într-un haul, în ultimul haul pe care l-am făcut. O să las un card, cred, pe aici undeva. Aceea nu mi-a plăcut așa de mult, a lăsat o senzație lipicioasă la final, dar asta nu lasă senzația aia. Și deja sunt la doua sau a treia mască. Nu mai știu. Oricum, o să mai recumpăr varianta asta cu ceai verde pentru că îmi place mult, mult de tot. Și dacă aveți tenul mixt, dar aveți nevoie cumva și de hidratare, chiar, chiar vă recomand pentru că își face treaba foarte bine. Apoi, tot la Garnier, ca să rămânem în aceeași sferă, văd că le aveam unul lângă altul. Cu siguranță o știți, ați mai văzut-o, lumina cred că îmi joacă feste, dar este celebra lor apă micelară roz. Foarte bună, nu cred că mai am ce să spun în plus despre ea față de ce s-a spus deja pe YouTube și pe toate blogurile posibile. Foarte bună, nu irită, curăță machiajul ce vrei mai mult, este într-un ambalaj mare, ți ajunge luni întregi. Atenție, eu mereu o spăl de pe față după ce mă demachiez, deci folosesc apă micelară, loțiune tonică, ce folosesc eu după. Și apoi mă spăl pe față, pentru că în timp usucă foarte tare fața și nu e bine să o lăsați pe față după ce vă demachiați. Dar în rest, toate bune cu ea, o să recumpăr. Acum mai am foarte puțin, nu știu cât vedeți voi acolo. Mai am foarte puțin, dar o să recumpăr pentru că mereu este bine să fie în casă așa ceva. Apoi, am acești plasturi pentru puncte negre de la Beauty Formulas. Sunt cu extract de ceai verde. La fel i-am prezentat în ultimul haul făcut. Ideea este că am spus și acolo că aceștia sunt cei mai buni plasturi de nas încercați de mine. Am încercat de la foarte multe firme pentru că am pori dilatați pe zona nasului și fac des puncte negre și am nevoie de așa ceva. Aceștia sunt cei mai buni din ce am încercat. Față de alții, la aceștia chiar văd când scot banda, chiar se vede ceva pe banda aceea, adică chiar își fac treaba și pielea este mai curată. O să-i tot recumpăr, cred că sunt la nu știu câta cutiuță din aceștia și da, chiar își fac treaba. Îi găsiți în DM dacă vă interesează și aveți probleme, chiar vi recomand, costă în jur de 15 lei pe acolo, 12 lei, în funcție, mai au și oferte, în funcție de oferte. Prețul varia. Apoi, încă un produs pe care l-aș recumpăra la nesfârșit este acest lapte de păr de la Balea. Dacă ai reușit să și focalizezi, așa. Da, tocmai a început dita mai furtuna afară. E ok. Posibil să nu mă mai vedeți, să vină noaptea dintr-o dată. Bun, trecem peste asta. Laptele ăsta de păr de la Balea este super fain, pe lângă faptul că miroase bine, pentru că are extracte de cocos și piersică și miroase foarte, foarte fain. Mă ajută să-mi țin părul sub control. Și anume, părul meu este destul de electrizat, de felul lui cu foarte mult volum, deci zici că stau mereu cu degetele în priză, ceea ce nu e cazul, bineînțeles, și mi-e destul de greu să-l aranjez într-un fel.
Și atunci, după ce mă spăl pe cap și usucă părul cu prosopul și este încă umed, aplic laptele ăsta de păr, pe lungime, nu la rădăcină, doar pe lungime. Și apoi îl pieptăn ca să-l distribui pe toată lungimea părului. Nu se clătește, este de tip leave-in. Nu încarcă părul absolut deloc, nu simt lipicios sau gras sau în alt fel. Și îmi domolește, ca să zic așa, volumul părului. Deci, dacă vreți volum la păr, nu vă recomand acest produs. Dar dacă vă luptați cu prea mult volum și, nu știu, păr care nu stă în niciun fel, vi-l recomand. Îi domolește volumul, nu se mai electrizează atât de tare și este mult mai moale și fin după ce îl aplic. Și chiar îmi place mult. Asta este încă prima butelcuță, ca să-i spun așa. Și eu am de aproape un an de zile, cred. Dacă nu... Da, cred că aproape un an de zile. Ideea este că e nevoie de puțin produs, o pompiță, două maxim. Și mie mi-ajunge pentru tot părul. Puteți să-l aplicați și pe părul uscat. Eu am mai făcut chestia asta când vedeam că stă prea înfoiat. Luam o picătură așa între palme și îl distribuiam pe păr și îl mai domolea la fel. Oricum, îmi place mult, mult de tot și e cam singurul produs pentru păr la care eu am văzut un rezultat. Am mai avut tot felul de spray-uri și chestii de genul, dar nu m-au ajutat așa cum ajută ăsta și este foarte ieftin, vreo 9 lei, 9-10 lei îndemână. Este prietenul meu. Ce mai avem aici? Stați să dau la o parte, ați despre care am vorbit? Așa, mai am un mini șampon uscat de la Batiste. Hai, focalizează și tu, așa, colaborează frumos. Nici asta nu mai are nevoie de nicio prezentare, la fel ca apa micelară de la Garnier. Eu am varianta mini momentan. Am rămas doar cu asta și trebuie să-mi cumpăr una serioasă, în variantă full size. Da, îmi place foarte mult. Este singurul șampon care la mine a dat rezultate. Am mai folosit de la Sephora, parcă, și nu. Nu. N-a fost bun de nimic. Am mai folosit de la Elseve, noul lor șampon, singurul din România, cel puțin. Șampon uscat, acela cu trei argile și v-am povestit și despre el. Am scris și pe blog că nu, la fel, nu mă înțeleg cu el. Mai mult îmi îmbâxește părul decât să mi-l lase fresh. Acesta, momentan, e singurul care funcționează. Nu-l folosesc foarte des, deci nu mă dau mereu cu el, așa cum ai auzit la alte fete, m-am spălat pe păr, mă dau cu șampon uscat. Nu, doar în cazuri de urgență, în care, nu știu, trebuie să ies undeva și nu am timp efectiv să mă spăl pe cap, atunci îl aplic și mă ajută, este super fain. Dau puțin la rădăcină și zbârlesc puțin părul ca să se distribuie pudra aceea și să absoarbă sebumul și sunt gata de ieșit din Am casă. și două oje să vă arăt. Prima ar fi aceasta de la Pupa Milano și dacă ar focaliza, aș fi cea mai fericită. Hai, te rog. Wow, nu pot să cred. Așa, minunat. Și a doua ar fi aceasta de la Rimmel. Hai să ne chinuim și cu asta. Hai, vezi că asta ți-a plăcut mai mult, ai focalizat-o mai bine. Așa. Astea două, asta ar fi varianta mai ieftină, ca să spun așa, și asta ceva mai scumpă. Despre asta v-am mai vorbit și am spus că îmi place mult. În primul rând este foarte pigmentată. Zboară chestii pe afară, pungi. Da, trecem peste. În primul rând este foarte pigmentată, un singur strat este de ajuns, doar dacă vrei tu să aplici două straturi să fii sigură că este totul în regulă, dar un singur strat își face treaba cu brio și este destul de rezistent. Acum, pe unghiile mele nu prea rezist ojele pentru că sunt foarte casante și se exfoliază foarte repede. Dar cu asta m-am dus și până în 3 zile. Dacă puneam top coat, se ducea și până în 4 zile, cam așa. Culoarea, efectiv, culoarea asta îmi place foarte mult. Este un fel de verde, auriu, cameleonic, bla bla, ceva de genul. Și da, le găsiți la Pupa, costă în jur de 20 de lei. Oricum, iau o gamă foarte, foarte variată de oji, de lacuri de unghii. Găsiți toate culorile posibile și imposibile acolo. Mie mi-a fost foarte greu să o aleg, dar am zis să iau așa ceva pentru că n-am avut niciodată o asemenea culoare. Și mi-a plăcut, mi-a plăcut mult. Și apoi aceasta de la Rimmel.
la care la fel îmi place mult culoarea, este așa un albastru royal. Și aș putea spune chiar că este un pic mai rezistentă decât asta. Cu oja asta mă duc lejer în 4 zile, fără să se ciobească de pe unghii. Bine, dacă sunt foarte exfoliate, se mai duce puțin, dar dacă am unghiile într-o perioadă ok, să spunem, ține destul de mult. Nu este la fel de pigmentată ca asta de la pupa, la asta ai nevoie de 2 straturi, poate chiar 3, depinde, ca să se vadă ca lumea pe unghii. Dar la capitolul rezistență stă foarte bine și este foarte ieftină. Eu am găsit-o și pe la 6-7 lei, depinde de unde o cumpărați. Și la fel au și ei destul de multe culori în portofoliu. Aveți de unde alege. Două mai mari acolo. Și anume, aceste... Asta e invers. Așa. Aceste creme de corp. De fapt, asta este untul de corp de la The Body Shop cu untă de shea. Hai. Vrei? Nu vrei? E, asta e. Dacă nu vrei, nu vrei. Care este gata. L-am terminat acum vreo 2 săptămâni, cred, dar am păstrat cutia ca să filmez acest clip. Și o să vă vorbesc încă despre el. Unturile de corp de la The Body Shop, nu neapărat ăsta, toate, cred că sunt produsele mele preferate când vine vorba de hidratarea corpului. Sunt atât de faine, intră atât de repede în piele, lasă pielea hidratată și fină după aceea. Și acesta, cel puțin, chiar avea, nu știu ce l-am desfăcut, că nu mai pot să fac niciun swatch, dar mă rog, avea textura aia de unt, era foarte unctuos așa și dens, dar se topea efectiv la contactul cu pielea și când masai să intre în piele, se topea și intra super ușor în piele, nu lăsa nimic clipicios sau unsuros asupra față. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am mai avut și din gama lor de Crăciun vreo două. Alea erau ceva mai legere. Nu erau așa dense. Probabil depinde și de aroma în care cumpărați produsul. Dar și alea mi-au plăcut mult. Și asta îmi place mult. Și mă declar fana lor, numărul 1, dacă se poate spune așa. Și mirosul acestuia cu unt de shea mi-a plăcut la nebunie. Este foarte reconfortant și te învăluie, așa, este foarte cald, nu știu cum să spun, este perfect pentru anotimpul rece. Mă relaxa așa instantaneu când îl aplicam și mirosul, dacă mă dădeam seara, mirosul persista cam până a doua zi. Inclusiv pijamalele miroseau a untul ăsta de corp. Deci a fost o minunăție și de-abia aștept să mai cumpăr și alte arome. Dacă ar fi după mine, aș lua pe toate așa și le-aș pune unele lângă alte să le văd așa frumos acolo, ca într-o vitrină. Da, știu. Sună bună. Și acum, ceva mai lejer, este acesta de la... Asta sigur nu o să-l focalizez. Ha? Hai. Ah, hai că merge. Asta de la Tesorii d'Oriente. Așa arată borcanelul. Este cu floare de lotus. Și la fel, miroase demențial. Cam așa arată înăuntru. Puteți voi vedea că nici lumina nu e foarte bună. Prima oară am avut, cum îi spune, genul de duș, crema de duș, de fapt, din gama asta cu Lotus. Și mi-a plăcut atât de mult, încât am zis că vreau să am și crema de corp ca să completez setul. Mă rog, să-l completez, că crema de duș e gata de mult, săraca. Am rămas doar cu crema de corp. Dar la fel, miros este foarte fain și este mult mai lejeră decât untul de corp de la The Body Shop, dar este hidratant în același timp. Deci, dacă nu vă plac texturile astea așa mai grase la creme de corp, vă recomand pe aceasta. Este super fin, așa ca să spun, și se întinde la fel foarte bine, intră repede în piele și nu lasă nimic unsuros la suprafață. Și vine într-un borcan, după cum vedeți, destul de mare, are 300 de mililitri, adică aveți ceva de lucru cu ăsta. Produsul ăsta îl văd de ok și pentru zilele de vară, când nu este foarte, foarte cald, pentru cum am spus, consistența este super, super ușoară, super lejeră și intră rapid în piele. Deci da, la capitolul hidratarea și îngrijirea corpului, astea două sunt preferatele mele și cu siguranță o să le mai recumpăr, pentru că îmi plac mult. Și mai am doar două produse. Unul ar fi acesta, un
Lipstain, crim lipstain de la Sephora. Da? Vrei să parizez? Așa. Varianta, numărul 13. Nu știu ce a fost în capul meu, de nu am încercat până acum niciun cream lipstain de la Sephora. Tot am auzit toată lumea, mă rog, fetele de pe YouTube le lăudau, vai ce bune sunt, vai ce bune sunt, vai ce bune sunt, că na, cât de bune pot să fie. Și recent au avut reduceri de la Sephora de 20% pentru posesorii de card black și am zis că ăsta e momentul să-mi cumpăr și eu un lipstick. Am vrut să-mi iau pe cel roșu, clasic al lor, dar am zis că eu nu prea port roșu pe buze și am zis că mai degrabă să iau ceva ce aș putea purta zi de zi și la orice ocazie. Așa că am luat numărul 13. Îmi place foarte mult. În primul rând, îmi place culoarea. Să-i fac și un swatch. Dacă o să-l focalizez de cameră, dacă nu. Asta este. Este un mov. Sper că ați înțeles ceva din culoare. Este un mov foarte, foarte fain și natural, aș spune eu. Și se vede foarte fain pe buze. Mi se pare că se completează bine cu culoarea tenului meu, cumva. Și la capitolul rezistență, jos pălăria. Eu mai am un mix lingerie, care la fel este foarte rezistent, dar acesta se simte și mai confortabil pe buze. Acela este puțin lipicios. Ăsta nu este lipicios. Usucă, dar puțin, puțin de tot usucă buzele. Și am mâncat, am băut și încă îl mai aveam pe buze. Am mâncat chiar pizza în ziua aia când l-am folosit prima oară. Mi-amintesc pentru că am zis că trebuie să țin minte ca să știu ce să spun la cameră. Și într-adevăr se dusese puțin aici în interior, cum este și normal, cum am mușcat din felia de pizza, se dusese puțin din interior, dar rest rămăsese intact, era acolo ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Am rămas chiar uimită și da, m-am îndrăgostit de rujurile astea ale lor și cam vreau să mai cumpăr și alte nuanțe, mai ales că au scos mult mai multe nuanțe anul acesta, au adus pentru toată lumea câte ceva. Și am mai văzut niște nuanțe nude maronii care mi-au făcut cu ochiul și cred că o să mai iau. Da, din nou, dacă nu le-ați încercat, vă recomand să o faceți pentru că E și o să vă mult plăcă. timp produs. Simt că am vorbit o veșnicie. Este acest burețel. V-am vorbit de el într-un clip cu First Impressions. O să vă las la fel linkul pe aici pe undeva. Acolo l-am folosit pentru prima oară și mi-a plăcut mult și îmi place în continuare. El nu vine în cutia asta, cutiuța asta e de la alt burețel. N-am cuvintele la mine, se pare. El vine într-o pungă de plastic pe care m-am aruncat-o, bineînțeles, dar am păstrat cutiuța pentru că stă mai bine acolo. El arată cam așa. Așa. Și acum este uscat. De-aia este așa micuț, dar la fel când îl udați, la fel ca alți bureței, o să se îngrașe și o să-și dubleze volumul. Eu am mai avut un burețel de la Ebelin înainte de acesta și nici nu se compară. El era super tare. Acesta este moale, nu știu cât puteți vedea voi. Așa. Nu știu cât de moale este în comparație cu Beauty Blenderul original, pentru că eu nu mă încumet să dau atâția bani pe el. Dar, în comparație cu cel de la Ebelin, pot să vă spun eu că este mult mai moale și când îl udați și se dublează în volum, la fel este super molcom și este super simplu de aplicat fondul de ten și anticearcănul cu el. Cu siguranță o să mai cumpăr și alții. Partea proastă este că, nu știu, nu cred că puteți voi vedea, ideea este că s-a pătat aici de la fond de ten, este spălat, este curat, doar că a rămas pătat de la fond de ten. Mă rog, nu mă deranjează decât optic cumva, dar atâta timp cât îmi pot face treaba cu el, trecem peste asta. Le găsiți doar pe site-ul H&M, în magazine ei nu vând produse de beauty, deci le găsiți doar pe site și costă undeva la... Cât am dat pe el? 12-13 lei, undeva pe acolo. Deci super ieftin, super bun. Bun, cam astea au fost produsele care mie mi-au plăcut mult, mult de tot în ultima perioadă și pe care de-abia aștept să le recupăr.
Și acum, dacă ați rezistat până la final, vreau să vă mulțumesc, în primul rând. Și vreau să vă anunț că am o mică surpriză pentru voi. O surpriză care se află aici, în această punguță. Și anume un mic giveaway cu câteva produse din cele pe care vi le-am prezentat. Pentru că vreau să încercați și voi ceva din ce mi-a plăcut mie mult. Să vedeți cum sunt produsele și poate o să vă placă și vouă și o să devină și produsele voastre preferate. Am trei produse. Și anume, am această mască de la Garnier, extra de ceai verde, masca aceea tip șervețel, care am spus că îmi place mult. Am crema de corp de la Tesori d'Oriente cu floare de lotus. Și mai am o ojă de la Pupa Milano, și anume aceasta. Hai, focalizează ca să se vadă culoarea. Așa arată. Nu am ales aceeași culoare ca cea pe care o am eu, pentru că m-am gândit că nu toată lumea ar purta așa ceva. Asta a fost în mintea mea, așa că am zis să iau ceva nude, ceva simplu, ca să poată fi purtat de oricine. Și m-am gândit că este și o culoare super ok acum pentru vară, deci sper să vă placă, la fel de mult cum îmi place și mie. Bun, astea trei sunt produsele. Pot să le țin? Pot să le țin? Cam așa, ceva de genul acesta. Astea trei sunt produsele. Ca să câștigați aceste trei produse, va trebui în primul rând să fiți abonatele canalului meu. Așa că dați acolo subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Să știți că o să mă uit atent cine dă subscribe și cine nu, ca să fie totul corect. Apoi, va trebui să mă urmăriți și pe rețelele de socializare, Facebook și sau Instagram, depinde care este preferata voastră, pentru că acolo o să anunț câștigătoarea concursului. Găsiți linkurile și spre Facebook și spre Instagram în bara cu descrieri, așa că duceți-vă și acolo și dați like sau follow ca să aflați dacă ați câștigat sau nu. Și ultimul pas ar fi să îmi lăsați un comentariu la acest clip în care să-mi spuneți care este produsul vostru preferat din toate timpurile sau, mă rog, din ultimele luni, să spunem. Bun, cam astea ar fi, deci subscribe la canal, urmăriți-mă pe rețelele de socializare ca să știți dacă ați câștigat sau nu și comentariul la acest clip cu produsul vostru preferat ca să știu că ați intrat în concurs. Concursul va ține până pe... O secundă. Stabilisem eu o dată, până pe 25 iunie inclusiv. Și câștigătorul voi anunța undeva pe 26-27, probabil. Da, cam asta este. Multă baftă celor care se vor înscrie în concurs. Sper să vă înscrieți în număr cât mai mare. Și sper ca fetei care o să câștige, o să-i placă produsele pe care îi le trimit. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uitați să dați subscribe și thumbs up la acest clip. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, blog și Instagram. Și până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!